Pocăința, frați și surori, esențial este nimic altceva decât dinamica către veșnicie. Este dinamica vieții veșnice. Ce vreau să zic prin dinamică? Acel zvâc lăuntric care al unui suflet care întrevede ceva din realitățile duhovnicești și tânjește după ele mai mult sau mai puțin, pocăință mai deplină sau mai slabă, dar pocăință, asta e pocăință. Cum se exprimă pocăința? Prin exapostilarul pe care o să-l auziți în săptămâna sfântă, cămara ta, Mântuitorule, o văd împodobită, dar îmbrăcăminte nu am ca să intru într-o dânsa. Dacă nu o văd, pocăința, în măsura în care nu o văd, n-a început. Dar eu zic așa, că și acest văd este un lucru pe care nu-l conștientizăm de multe ori. Eu cred că nu este unul dintre cei care sunteți aici, care nu ați văzut, hai să zicem între ghilimele, ceva din acea cămară și acea podoabă. Ceva în sufletul omului lucrează. Că dacă nu ați căuta, unde zice, cine zice, zice Hristos într-un ce scriere, nu mai căuta dacă nu mai fi găsit. Deci, într-o măsură, tot omul a găsit și poate am găsit, poate la botez, când ne-am botezat ca prunci, cine știe când, cine știe cum, cine știe în ce măsură, harul a lucrat în inima făpturii și ne-a trezit într-o oarecare măsură, mai mică sau mai mare. Asta e pocăința. Asta, cultivată, apropo de titlul Cultura Duhului, asta e cultura. Să cultivăm această dinamică până când va străluci în noi, păcătoși, cum ne vedem astăzi sau cum încă nu ne vedem, că începe cu viziunea păcatului, care este greu de întâmpinat, greu de purtat. De-aia zice, țineți minte în iad, dar nu deznădăjdui, că nu ne arată Dumnezeu păcatul ca să ne zdrobească, ca să ne deznădăjduiască, ca să ne convingă de păcat și să ne arunce în iad, ci ca să ne convingă de păcat și ca să spunem, Doamne, fă ceva și va face. Că Doamne este Cel care face. Noi măcar să strigăm, poate câteodată nici duh, nici înțelegere nu avem ce să zicem, măcar Doamne să zicem. Și zice Sfântul Pavel, Duhul ne va ajuta cu suspinuri negrăite. Deci pocăința este în măsura în care ceva în noi vede sau întrevede, ochiul minții într-o măsură vede sau întrevede și în care ceva tânjește către altceva decât către cele de zi cu zi, bucuriile lumii astea. O pocăință mai puternică te face să nu mai poftești ale vieții astea. O pocăință și mai puternică poate te face să te lepezi și mai mult de ale vieții astea. Și așa mai departe. Nu intru în amănunte acum, dar e destul de literatură creștină pe care nu dăjduiesc să o înțelegeți mai bine, așa cum și eu, înțelegând cuvintele mai drept, am început și literatura creștină să o înțeleg mai bine.